doresc să mă refer privește desființarea scoarurilor pentru tramvai, pentru că în acest moment nu mai circulă tramvaile în municipiul Botoșani, ci poate fi fluidizată circulația autoturismelor prin desființarea acestor scoaruri și permiterea autoturismelor să circule prin scoarurile pe care astăzi le folosim pe post de decor. Vă rog să luați toate măsurile necesare, chiar dacă este campanie electorală, aveți obligația administrativă să răspundeți nevoilor cetățenilor orașului. Vă mulțumesc, aștept răspuns dacă puteți acum, dacă nu scris. Mulțumesc. Cineva? Dacă tot e așa reformator candidatul PSD la în primăria Botoșani, comisie de stigmatizare rutieră, i-am cerut de vreo 2 ani de zile să permită autoturismului din Botoșani să circule și prin acele stații de tramvai, pentru că în foarte multe orașe și din România și din Europa se circulă și prin respectivul tramvai. Până desființăm noi respectivele chestii de beton, de borduri, de asfalt și reparăm strada, eu zic, dumnealui putea deja să dea decizia ca președinte a Comisiei de Sistematizare Rutieră să permită traficul și pe o parte și pe alta a celor scoaruri de tramvai. Numai că fuge de responsabilitate și pasează acum către alții această responsabilitate grea pentru dumnealui. Pentru orice decizie este foarte greu și se ascunde sub alții care trebuie să ia decizii. Și când mai face sensuri unice în oraș, acest încă președinte al Comisiei de Sistematizare Rutieră, să facă sensuri unice de la un cap la altul a unei străzi și nu după cunoștințe și prieteni dumnealui pe bucățele de stradă, doar să favorizeze pe cineva.